Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 13. Citim de la versetul 10 la 13, prima parte. Romani 13, de la versetul 10 la 13, prima parte. Și Cuvântul Domnului spune în felul următor: dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Amin. M-am gândit pentru dimineața aceasta la câteva mesaje biblice cu care aș putea să vin în fața dumneavoastră prin harul lui Dumnezeu. Mă gândeam că, fiind binecuvântare de copii, să vin cu un mesaj despre familie. Mă gândeam la un mesaj despre timpurile pe care le trăim și, până la urmă, inima mi s-a îndreptat spre gândul acesta: să cunoaștem mai bine vremurile, să cunoaștem mai bine timpurile. De aceea, mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră în această dimineață se intitulează "Se apropie ziua". Se apropie ziua. Așa spune aici în versetul 12: noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Și desigur că ziua la care noi ne gândim este întâlnirea glorioasă cu Domnul Iisus Hristos. Ziua la care noi ne gândim are două dimensiuni distincte. Prima este răpirea bisericii, este un eveniment pentru biserică. Și al doilea aspect al acestei zile este a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, care nu trebuiește confundată cu răpirea bisericii și care este evenimentul cosmic și dumnezeiesc pentru Israel și lume, cu care eveniment se va inaugura împărăția de 1000 de ani a Domnului nostru Iisus Hristos. Mulți, din nefericire, mulți comentatori biblici, mulți membri din bisericile noastre și de-a lungul timpului s-au dovedit nepricepuți în a înțelege aspectele acestea. Și am văzut în ultima vreme tot mai multe comentarii și ieșiri pe YouTube, pe internet, că nu este în Biblie un eveniment cum este răpirea bisericii. Aceasta este o invenție din secolul trecut ca să ușureze mintea oamenilor și să nu mai trăiască sub stres. Dacă vrei să nu trăiești sub stres, soluția este, trebuie să ne pocăim. Și atunci nu o să avem niciun stres. Problema este, cuvântul Domnului este drept pentru aceia dintre dumneavoastră care în mod direct, fără nici o rezervă, comentați și spuneți că în Biblie nu există termenul răpire. Aș vrea să vă aduc aminte cu respect și cu considerație pentru dumneavoastră că există termenul răpire în Scriptură. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17,
când spune acolo căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi 17, apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. Veți zice dumneavoastră, da, dar asta este traducerea lui Cornilescu. Nu, aceasta este traducerea biblică, pentru că termenul grec, harpazo, care este în acest verset, însemnează a lua prin surprindere. Și când s-a tradus în limba latină textul grecesc al Vechiului Testament, harpazo a fost tradus cu rapere. În loc să spună iar noi cei vii vom fi luați prin surprindere, au spus rapere, răpiți. Și datorită traducerii latine a verbului harpazo, avem în limba română răpire și în engleză rapture. Și în engleză este răpire, rapture, pentru că pentru cei ce nu cunosc vocabularul limbii engleze, dragii mei, 25% este vocabular latin. 25% din vocabularul englezesc este latin. Pentru că și ei au fost colonie britanică sub papucul sau sub cizma Imperiului Roman cu 2000 de ani în urmă. Deci, există termenul. Apoi, pentru aceia dintre dumneavoastră, încă o dată, cu respect și cu considerație pentru opinia care o aveți, însă opinia dumneavoastră și a mea este fără importanță dacă nu este construită pe cuvântul Domnului. Noi nu predicăm opinii. Noi trebuie să predicăm Evanghelia. Pentru aceia care susțin că răpirea bisericii este o doctrină neimportantă pentru că a fost inventată numai din secolul al XVIII-lea, 1830 mai precis, începând cu 1830 s-a vorbit tot mai mult despre răpire. Deci este o învățătură recentă pentru biserică și datorită acestui fapt, pentru că nu are considerație în teologia de 2000 de ani a bisericii, este o învățătură nebiblică și neimportantă. Dați-mi voie să vă spun că argumentul acesta, din punct de vedere teologic și din punct de vedere istoric și doctrinar, este un argument de paie. Și să vă spun de ce. Doctrina despre răpirea bisericii a existat din momentul în care Iisus Hristos a predicat și în Ioan 14, versetul 3 a spus mă voi duce și mă voi întoarce iarăși pentru că acolo unde sunt eu să vă iau și pe voi și să fiți cu mine. De atunci există. Apostolul Pavel preia această învățătură și o formulează într-un concept teologic foarte bine fundamentat în 1 și 2 Tesaloniceni. Apoi, așa zici și părinți bisericești. Cine sunt părinții bisericești? Sunt pastorii și episcopii bisericilor care au dezvoltat bazele învățăturii Sfintelor Scripturi pentru biserică în primii 800 de ani ai erei creștine. În primii 800 de ani. Și dacă n-ați deschis cărțile părinților bisericești, însemnează că vorbiți fără să fiți informați. Sunt aproximativ 40 de volume despre din scrierile părinților bisericești. Îmi place să le răsfoiez mereu pentru că le am acasă și când mă pregătesc vreau să mă documentez, vreau să cunosc ce s-a întâmplat în istorie, în domeniul cutare, cum comentează
predicatorii din secolul 2, din secolul 5, din secolul 9, din secolul 10, în problema aceasta, dacă deschideți, părinții bisericești, învățătura despre răpirea bisericii, învățătura despre răpirea iminentă în orice moment, este la părinții bisericești. Cei ce au alterat teologia în perioada părinților bisericești au fost doi oameni mari, cu capacitate intelectuală mare, dar care au dezvoltat o interpretare biblică eronată. Primul a fost Origen, un învățător biblic deosebit, profund, din Răsărit, din Imperiul Bizantin, și el a trecut de la interpretarea literală a Sfintelor Scripturi la o interpretare alegorică. Care este diferența între una și alta? Aici este pierderea celor care studiază Scriptura și nu pricep diferența. Interpretarea literală este ia cuvântul lui Dumnezeu cum este scris. Și uitați cum este scris. În Betleemul din Iudeea se va naște Iisus Hristos. Vă pun o întrebare. Dumneavoastră, celor ce sunteți cu mine și celor ce sunteți la internet și veți auzi mesajul acesta. S-a născut Iisus Hristos în Betleemul din Iudeea? S-a născut? Amin. Asta este o împlinire literală, cum s-a spus. Nu este o împlinire alegorică. Alegorică înseamnă o, poate, semnificație spirituală. Nu, Iisus Hristos s-a întrupat. A trăit printre noi, spune Sfânta Scriptură, plin de har și de adevăr. Îl confirmă Sfintele Scripturi și îl confirmă oameni care nu se bazează pe credința în Sfintele Scripturi. Dacă vă uitați la istoricii latini, contemporani cu Iisus Hristos, de exemplu, și cei care au venit în primul secol după Iisus Hristos, Pliniu cel Tânăr, istoric pe timpul împăratului Traian, care a avut de lucru cu dacii noștri, vorbește despre Iisus Hristos. Istoricul evreu Iosifus Flavius, care a fost preot evreu și care nu crede în Iisus Hristos. Dar Iosifus Flavius, în scrierile lui, vorbește despre Iisus. Talmudul, comentariul iudaic asupra Sfintelor Scripturi, menționează istoricitatea Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos s-a născut, nu este o idee. Iisus Hristos este o persoană. Și ideea lui Origen de interpretare alegorică a fost preluată apoi de mintea cea mai luminată a pastorilor din vest, Imperiul Roman de Apus, de Augustin, cunoscut în istorie sub numele de Sfântul Augustin. Și Augustin a accentuat mai mult interpretarea alegorică a Sfintelor Scripturi, este o interpretare eronată. Cât o fi fost el de inteligent și a fost, este cea mai mare minte din vest în Biserica Romano-Catolică. Biserica Romano-Catolică a îmbrățișat doctrina lui Augustin și o ține până astăzi. Dacă Duhul Domnului a spus că Iisus Hristos se va întrupa și se va naște în Betleem, așa s-a împlinit. Și acum vreau să vă mai spun un lucru simplu. Dacă Duhul Sfânt a spus că Iisus Hristos va veni a doua oară, va veni a doua oară. Aceasta nu este o alegorie. Și vremea este aproape. Timpul este aproape. Iisus este gata să vină a doua oară. Și biserica trebuie să zică, vino Doamne Iisuse! Deci, să ne uităm în cuvântul Domnului. Se apropie ziua. Sunt patru lucruri. Dar înainte de a spune aceste patru lucruri, mai fac o precizare la cei ce spun că doctrina despre răpirea bisericii este o doctrină recentă. Deci, învățătura despre răpirea bisericii nu este o invenție, pentru că este o învățătură biblică. Și vă pun o întrebare tuturor, inclusiv la acei critici care neagă învățătorii spre răpirea bisericii. Este, fiți atenți la întrebare, este mântuirea noastră prin credință în Iisus Hristos, în jertfa Lui, sau prin fapte? Credință.
Prin ce? Credință. Prin credință. Bun. Și acum vă întreb, cum se face că 1500 de ani după Iisus Hristos, pentru că Biserica Romano-Catolică a dominat lumea din Europa, vindea indulgențe, vindea mântuirea și spunea prin fapte, trebuie să ne mântuim. Până când a venit în 1519, cine? Martin Luther. Și Martin Luther a zis, stop la nebunia aceasta. Mântuirea nu este prin fapte. Apostolul Pavel a spus, este prin credință. Și aceasta nu vine de la oameni ca să se laude, ci vine de la Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu mântuirea, e harul lui Dumnezeu. Au trecut 1500 de ani până când au redescoperit că e în Biblie mântuirea prin credință. Tot așa le-au trebuit 1800 de ani să devină mintea la loc și să descopere că învățătura despre răpirea bisericii este în Biblie. Este în Biblie, nu este o invenție. Dacă au descoperit mântuirea prin credință după 1500 de ani, este nevalabilă pentru că au redescoperit-o după 1500 de ani? Nu. Este o intervenție a lui Dumnezeu, o corectare a gândirii teologice creștine din partea Domnului pentru noi ca să putem să ne pregătim în vremea aceasta din urmă pentru întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum, vremea, ziua se apropie. Primul lucru pe care îl observăm în această direcție este acesta, nevoia de a cunoaște timpul. Cunoașteți timpul. Uitați-vă ce spune în versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Întrebarea este, știi? Cunoaștem? Apostolul Petru a spus un lucru care îl auzim astăzi mereu. Ce tot vorbiți de venirea Domnului? Se poate întâmpla peste 1000 de ani, peste 2000 de ani. Tot așa au spus și apostolii, că vine Domnul în vremea lor. Dar toate lucrurile sunt așa cum au fost dintotdeauna, de la început. Batjocoritori. Aceștia sunt batjocoritorii. Dacă nu-și dau seama că sunt batjocoritori, așa îi numește Scriptura. Să știți că în vremurile din urmă, zice Apostolul Petru, vor veni batjocoritori plini de batjocuri. Că nu pot să fie plini de Duhul Sfânt. Batjocoritorii sunt plini de batjocuri. Și vor zice, unde este împlinirea făgăduințelor lui? Că de când ne știm noi și din istorie, dacă ne uităm, tot asta s-a spus și nu vine. Nu va veni Domnul nici acum când ziceți voi. De unde știm că vine Domnul? Am să vă dau două argumente, prin harul Domnului, la care să vă uitați și care să vă vorbească, să ne vorbească, de unde știm că trăim timpul venirii Domnului, timpul profetic, din urmă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă vrem să cunoaștem timpul, sunt două lucruri mari pe care trebuie să le știm. Două lucruri mari. Și anume, primul, vi le prezint în ordine așa cum se întâmplă și cum s-au desfășurat în istoria omenirii. Știm că suntem în vremurile din urmă, în primul și în primul rând, din aspectul acesta, când evenimentele care se petrec pe pământ nu mai sunt evenimente locale, ci evenimentele care se petrec pe pământ sunt evenimente mondiale.
Ăsta este primul semn pe care tu și cu mine trebuie să-l luăm în considerare. De unde știm că e venirea Domnului? Când ce se întâmplă este la nivel mondial, este primul semn pentru tine și pentru mine să-mi spună, oh, vine Domnul. Pentru că uitați ce spune Sfântul Apostol Petru 1, Petru 4 cu 7. Puteți să puneți și textele pe ecran, că este mai bine să le vadă frații, să zidesc în felul acesta. 1 Petru 4 cu 7, nu 6. Sfârșitul câtor lucruri? Sfârșitul tuturor lucrurilor. Luați notă de acest termen. Toate lucrurile. Toate nu însemnează câteva, înseamnă toate. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Primul semn că trăim vremurile venirii Domnului Iisus Hristos, o să vă surprindă ce vă spun, este primul război mondial. Până la primul război mondial au fost războaie locale, războaie regionale. Dar când conflagrația aceasta a prins toată lumea, este primul semn că am intrat, ceasul a început să bată, 10, 9, 8, 4, spun și eu ca și nepoții mei, că ei sar peste ele. Pentru că a cuprins toată lumea și ca să înțelegem că trăim în vremurile din urmă, trebuie să vedem când toată lumea este implicată, când toată lumea este antrenată în desfășurarea evenimentelor vieții umane. Primul război mondial. Și uitați care este scopul primului scop. Războiile n-au niciun farmec și nu sunt necesare, dar primul război mondial și al doilea război mondial au făcut două lucruri pentru profeție. Două lucruri pentru profeție. Primul război mondial a pregătit Canaanul, Palestina, pentru poporul evreu. Deci primul război mondial a pregătit pământ sau țară pentru popor. În anul 1917, în primul război mondial, turcii, care erau puterea mare, Imperiul Otoman, au fost înfrânți și ei stăpâneau de 300 de ani în Orientul Mijlociu, din 1517. În 1917 au fost înfrânți și Liga Națiunilor din vremea aceea a dat mandat Imperiului Britanic, care era cel mai mare imperiu al timpului, era imperiul despre care spunea, în care nu apune niciodată soarele, pentru că era din Anglia până în India, până în Australia, până în Africa de Sud. Și era un imperiu imens. În 1917, primul ministru britanic și fost ministru de externe, Lordul Balfour, a emis un edict prin către conducerea grupării sioniste evreiești, prin care spune așa: s-a părut potrivit maiestății sale și guvernului britanic să acordăm evreilor din nou pământul pe care l-au avut prin profeți. Și de aceea, acest edict pe care majestatea sa l-a emis prin guvernul britanic este în favoarea voastră să vă întoarceți și să vă refaceți țara. Deci primul război mondial a pregătit țara pentru popor. Al doilea război mondial a pregătit poporul pentru țară. Că după ce au fost omorâți 6 milioane de evrei, în sfârșit, evreii au ajuns la înțelegerea și Națiunile Unite au acceptat și au aprobat în 1947 lucrul acesta. Evreii au ajuns la înțelegerea că este timpul să se întoarcă acasă în țara lor, pentru că securitatea lor cea mai mare este în țara lor, nu printre țările în care au fost împrăștiați. Și iată că primul
semn al vremurilor din urmă este dimensiunea globală a evenimentelor, pentru că venirea Domnului afectează tot pământul. Și de aceea trebuie să fie o dimensiune globală. Trebuie să fiți atenți la termenii profetici când citim cuvântul Domnului. Și al doilea semn mare, care ne spune că suntem în vremurile din urmă, este Israelul. Israelul este ceasul profetic al lui Dumnezeu. Israel s-a întors în 1948, a format statul și de atunci se întoarce populația rând pe rând, rând pe rând și în aceste zile. În aceste zile, când este război în Israel și Hamas, Gaza, dacă citiți cu atenție și urmăriți presa cu atenție, nu ca să facem o exegeză, o interpretare biblică după presă, nu. Dar presa și evenimentele mondiale confirmă ce spune Sfânta Scriptură. În aceste zile este o mișcare dublă printre evrei. Care este mișcarea? Prima mișcare este aceasta. Evreii să se întoarcă mai masiv acasă de până acum. Pentru că văzând spiritul antisemit care este în lume, la Washington demonstrează pro-Hamas, pro-palestinieni, la Londra, la Moscova, la București, la Paris, pro-Palestina, pro-Hamas, este de-a dreptul ieșit din logica oamenilor ca să fie pentru un sistem criminal, pentru un sistem diabolic. Este un sistem demonic, Hamas. Islamismul este o religie demonică. Nu-mi cer iertare pentru că vă spun lucrul acesta. Și nu apar în fața noastră ca un îndrăzneț care nu știu ce vorbesc. Dacă vreți, uitați-vă în învățătura despre islamism, uitați-vă în practicile islamismului și veți înțelege lucrul acesta. Și este dureros că atâția oameni sunt duși în eroare de un sistem religios fanatic cum este islamismul. Dar sistemul religios nu e bun de niciun fel, pentru că trebuie să recunoaștem când sistemul religios a devenit fanatic printre creștini, nu? Din anul 1000 încoace până în 1800 a durat. Biserica Romano-Catolică a inventat și a inventat un sistem drăcesc numit Inchiziție. Și milioane de oameni, auziți, milioane de oameni. Estimarea istorică făcută este că peste 50 de milioane de oameni au fost executați de Inchiziție pentru că oamenii au vrut să creadă în Scriptură și nu să creadă în aberațiile papalității și în aberațiile slujitorilor bisericii romano-catolice care erau departe de Scriptură, cât cerul de pământ. Și parte din ei sunt și astăzi în aceeași situație. Israel s-a întors, a înțeles că Israel trebuie să întoarcă acasă. Și este o mișcare de întoarcere acasă. Și al doilea lucru care se întâmplă în Israel la ora actuală, cum nu s-a întâmplat până acum, spuneam și în mesajul de vineri la Vocea Creștinilor, dacă nu l-ați urmărit până acum, dacă în 6 octombrie erau mari demonstrații în Tel Aviv împotriva guvernului să interzică, auziți, să interzică în Israel să se mai roage în public și pe străzile Tel Avivului. Dacă cineva vrea să se roage în public, Curtea Supremă să interzică lucrul acesta. În 7 octombrie, când Hamas a lovit în Israel, i-a pocăit pe toți de boala aceasta, de hiba aceasta, și la ora actuală Israel își întoarce privirea spre Dumnezeu. Sunt tot mai frecvente imaginile cu armata israeliană care se oprește din atacurile împotriva Hamasului și se roagă către cel prea înalt. Nu trebuie să se roage către Iisus, nu mă înțelegeți greșit, către Iisus în final trebuie să roage, dar întoarcerea lor este o întoarcere treptată, întâi către Dumnezeu, întâi către legea lui Moise și apoi în final se vor întoarce către Iisus Hristos.
Trebuie să înțelegem lucrul acesta, pașii aceștia pe care ei fac. Și să nu-i condamnăm, nu s-au întors la Iisus, gata, îi omorâm. Cunoaște timpul. Timpul este acesta. Evenimentele sunt mondiale și timpul este, Israel este acasă. Și dacă mai vreți un aspect, având în vedere starea celor mai multe biserici, semnul că suntem în vremuri din urmă este apatia din biserică. Dragostea celor mai mulți va crește. Se va răci. Fraților, avem conferință de familie. Meargă alții. Avem evenimentul cu tare. Meargă alții. Este o familie în necaz. Au fost și altele. Nu ne motivează nimic. Și aceasta nu este bine, fraților. Cunoașteți timpul. 2. Cunoaște-te pe tine. Cuvântul Domnului spune aici, în versetul 11 din Roman 13, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Sunt prea mulți adormiți. Prea mulți care găsesc că este greu să facă ceva pentru Domnul. Dar nu uităm, să nu uităm cuvintele Domnului Iisus Hristos. În engleză, traducerea este mai bine pronunțată. De-a spus, când a împărțit talanții și polii, împăratul acela care s-a dus într-o țară departe și le-a spus, luați talanții mei, aurul meu, deci averea mea, o puneți în negoț, și în engleză spune, occupy till I come. Fiți ocupați, faceți business-ul până mă întorc eu înapoi. Nu este vremea de șezut. Nu este vremea de contemplat la lucruri nefolositoare. Este vremea să ne trezim din somn, frați și surori. Să ne trezim din apatie. Am strănutat, nu mai venim la biserică. A început să ploaie, nu mai venim la biserică. Nu-mi place stilul de predică, nu mai vin la biserică. Nu-mi place worship-ul, nu mai vin la biserică. Problema este, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu de ce ne place nouă, problema este ce place lui Dumnezeu. Asta e preocuparea noastră. Că dacă îmi vei spune, mie nu mi-a plăcut cântarea aceasta, foarte bine, că nu pentru tine a cântat-o. A cântat-o pentru Domnul. Pentru Domnul. Lucrarea mea de laudă, spune Sfânta Scriptură, este pentru cine? Pentru împăratul. Atunci să fie pentru împăratul. Închinarea mea este pentru el, pentru împăratul. Trăirea mea este pentru împăratul. Umblarea mea este pentru împăratul. Cunoaște-te pe tine, vezi ce faci. Deci cunoaște timpul, cunoaște-te pe tine. 3. Cunoaște urgentul. Versetul 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Trăim timpuri urgente. Nu ne putem permite să mai amânăm lucruri. Nu ne putem permite să facem ce vrem noi. Trebuie să facem ce vrea Domnul. Este ca și când apostolul Iacov vorbește și spune, fraților, la ce vă folosește? Și ce credință este aceasta? Spuneți-mi, explicați-mi.
Când la voi vine un frate sau o soră care sunt goi, dezbrăcați, necăjiți și înfometați și le spuneți, Domnul să vă binecuvinteze, mergeți în pace, o să vă săturați voi cândva. La ce vă ajută? Urgența este, îmbracă-l, Domnule. Dă-i o haină, că tu nu ai două, tu ai 12 în compartimentul tău de îmbrăcăminte, în closetul tău. Cumpără-i mâncare, ajută-l. Pentru că este urgent, omul acesta, ființa aceasta moare de foame. Dacă nu înțelegi durerea semenului, atunci nu te mișcă nimic. Sunt timpuri urgente pe care le trăim. Și în aceste timpuri urgente trebuie să vedem că venirea Domnului Hristos este la uși, trebuie să ne găsească în bine, în pace, trebuie să ne găsească în credință, trebuie să ne găsească ocupați până vine, în negoți până vine. Vă pun o întrebare. Veniți cu bucurie la casa Domnului? Unii da, unii nu. Noi nu venim de religiozitate. Venim aici pentru că aici ne întâlnim cu Domnul. Și acasă ne întâlnim cu Domnul. Cu Domnul ne întâlnim oriunde. Dar Domnul a rânduit acest lucru în casa Lui să se adune poporul Lui. Și de aceea va spune prin evrei să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiul. Și ascultați mai departe ce scrie, că noi numai atâta spunem. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știm în ce vreme ne aflăm. Vine Domnul Iisus Hristos și vrea să ne găsească în casa Lui. Vrea să ne găsească în pace cu frații. Vrea să ne găsească lucrând unii cu alții, nu unii împotriva altora. Vrea să ne găsească antrenați în lucrarea Domnului. Vrem să fim mulțumitori Domnului, a anunțat fratele păstor. Duminica viitoare, $52. Da, a spus și de ambulanțe pentru evrei. Asta este urgența. Fii mulțumitor Domnului și binecuvântă poporul lui Israel. Pentru că îți aduc din nou aminte, cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Și apoi să spun și cealaltă parte cu cei $52. Ferice de cine îngrijește de cei bogați. De cei săraci. Dacă vrei să fii fericit, și aceasta este o urgență pentru tine, îmi place în psalmul 90, spre concluzia psalmului spune, înveselește-ne, Doamne, tot atâtea zile cât ne-ai amărât. Ia uitați-vă acolo. Tot atâtea zile cât ne-ai smerit. Tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Eu aș vrea să mă înveselească de două ori mai mult. Tu n-ai vrea. Atunci, cunoaște urgența. Lucrarea Domnului are nevoie de oameni hotărâți. Biserica Emanuel are nevoie de oameni dedicați. Familia are nevoie de oameni dedicați. Cunoaște timpul. Se duce noaptea, vine ziua. Cunoaște-te pe tine. Eu trebuie să mă schimb. Cunoaște urgentul și în final, în al patrulea rând, cunoaște importanța caracterului sfânt. Uitați-vă la partea a doua versetului 12 și prima parte a versetului 13. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului. Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei. Este important să dezvoltăm un caracter sfânt. Pentru că Sfânta Scriptură prezintă prin contrast
Când Apostolul Pavel scrie Galatenilor, capitolul 5, de la versetele 19 la 23, spune care sunt faptele firii și care sunt roada Duhului în noi. Și dacă vrem să dezvoltăm un caracter sfânt, caracterul sfânt nu sunt faptele firii. Uitați-vă ce, preacurvia, curvia, necurăție, desfrânarea. Mai departe, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Asta este firea pământească. Și când am spus aici, cunoaște-te pe tine, trebuie să vedem care este atitudinea noastră față de Domnul și atitudinea noastră față de semenii noștri. Tot în Romani, capitolul 12, versetul 3, spune nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Dar înclinarea multora este așa, tip farisei, că ne uităm la cel de lângă noi și spunem, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și... Și pune numele acolo. Dacă nu ne cunoaștem pe noi, avem tendința aceasta să ne stricăm caracterul. Și dați-mi voi să vă spun cu scop să ne trezim. Începând cu mine care predic, este pentru mine valabil prima dată, apoi cu dumneavoastră, cărora mă adresez. Dacă nu avem grijă de caracterul nostru, vom dezvolta caracterul firii pământești și un caracter demonic, un caracter satanic, care are în față pronumele personal eu, egoismul. Nu mă interesează de nimeni și de nimic. Este un caracter demonic. În limba română nu întotdeauna folosim pronumele personal înaintea verbului și de aceea nu se vede ce vă spun eu acum, dar în faimosul pasaj din Isaia 14, puneți-le în paralel, 14 cu 13, uitați-vă cele cinci, eu, eu, eu. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noapte. Și mai departe, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dați înapoi acum și să ne uităm în limba engleză. You said in your heart, uitați-vă, I will, primul. Al doilea, I will set my throne, I will, eu voi. Al treilea, I will sit on the mount of the assembly, eu voi. Mai departe, I will ascend above the heights, I will, eu. Și ultimul, al cincelea, I will make myself like the most high. Observați că în engleză se pune pronumele personal înaintea verbului și de aceea se vede foarte bine conturată această doctrină demonică, eu, eu. Eu, eu. Apostolul Pavel spune căci pentru mine a trăi este ce? Hristos. Acum, va spune el în Galateni, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vremea s-a scurtat, frații mei. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos nu este o poveste așa cum încearcă batjocoritorii să vorbească, ci este o învățătură biblică pe care o trăim noi, generația aceasta. Și eu mă rog, Domnule, ca generația aceasta să fie o generație trează, să nu mai doarmă și să nu fie purtată încoace și încolo de YouTube. Dacă vrem să cunoaștem adevărul, deschideți Cartea Domnului. Și în cartea aceasta sunt toate învățăturile necesare pentru tine, pentru mine, ca să trăim drept în vremea aceasta. Cunoaște timpul.
Cunoaște-te pe tine. Cunoaște urgența în care te afli. Și cunoaște nevoia unui caracter sfânt. Pentru că atunci când vine Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne găsească cu roada Duhului în noi și nu cu roada firii. Amin? Pune la inimă aceste cuvinte. Și mă rog Domnului, pentru dumneavoastră și pentru cei de la internet, fiecare să putem să ne însușim cuvântul Domnului, să ne însușim adevărul învățăturii Sfintelor Scripturi, pentru ca venirea Lui să ne găsească gata și să putem să ne arătăm și noi, zice Apostolul Ioan, să nu ne rușinăm când se va arăta El, să ne arătăm și noi împreună cu El. Amin! Ne ridicăm în picioare și vă invit la rugăciune. Dacă simți că ești apatic, dacă simți că orice lucru te pune jos, te împiedică să înaintezi, să pui umărul la lucrarea Domnului în biserica aceasta, în familie, în biserica contemporană. Suntem în viață și asta e un mare har. Domnul Iisus Hristos ne poate schimba, ne poate transforma caracterul ca să avem o viață sfântă, o viață evlavioasă, să trăim în pace și în sfințenie, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Eu vreau să-L văd. Vrei și tu? Roagă-te Domnului să schimbe inima ca să putem să stăm în fața Lui. Amin. Ne rugăm cu toții.